Șefa Inspectoratului Școlar și primarul municipiului Târgu Jiu s-au contrat pe tema comasării liceelor tehnologice. Colegi de partid, cei doi nu s-au înțeles atunci când a venit vorba de a închide trei dintre liceele tehnologice. Inspectorul general Dana Constantinescu a vrut să comaseze unitățile de profil, acuzând numărul mic de elevi și rezultatele foarte slabe. Sunt foarte multe licee care au o rată de promovabilitate și niște rezultate la bacalaureat și niște rezultate extrem de scăzute. Și când spun extrem de scăzute, sunt rușinos de mici. Nu mă mai feresc de cuvinte, mi se pare important să nu încercăm să mai cosmetizăm realitatea. Și există niște clădiri foarte mari care la un moment dat, în trecut, erau pline de elevi, dar care acum cu greu își mai fac clasele. Primarul Marcel Romanescu spune că a discutat această problemă cu consilierii și au decis că nu trebuie comasate liceele tehnologice pentru a nu se pierde locuri de muncă. A fost o discuție, eu spun, destul de deschisă pe care am avut-o cu consilierii mei, cu consilierii din partea Partidului Național Liberal și împreună am considerat că nu este momentul comasării unităților de învățământ. Analiza trebuie continuată și îmi doresc ca în perioada anului următor sau anilor următori să găsim cea mai bună soluție în așa fel încât locurile de muncă din învățământ să nu fie afectate. Și aici mă refer la oamenii care sunt cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Adică la profesorii titulari și la personalul didactic auxiliar. Șefa Inspectoratului Școlar susține că în unitățile de învățământ au fost angajate persoane peste normativ. Dana Constantinescu a declarat însă că profesorii titulari nu și-ar pierde locurile de muncă, precum nici personalul auxiliar care ar fi urmat să fie detașat. Deși poate ar fi fost situații de profesori care ar fi intrat în restrângere de activitate, sistemul de învățământ este obligat să le asigure numărul de ore, deci nimeni nu ar fi rămas șomer dintre cadre didactice. Personalul auxiliar ar fi fost într-o oarecare dificultate, deoarece în anii trecuți, și vreau să subliniez, în anii trecuți a existat o supranormare la unele dintre liceele tehnologice, lucru care a fost tolerat prea mult timp. Noi, ca inspectorat, am luat decizia de a nu mai face angajări în județ pentru personalul auxiliar și ca acei oameni care ar fi rămas în plus să îi redirecționăm în acele locuri, să îi transferăm. Primarul Marcel Romanescu este de părere că o comasare nu ar schimba nivelul de pregătire și implicit rezultatele proaste. Edilul din Târgu Jiu susține că profesorii ar trebui selectați de conducerea școlii, nu de inspectoratul școlar. Să nu ne imaginăm vreodată, și aici nu fac niciun fel de trimitere la vreo unitate de învățământ din municipiul Târgu Jiu, că dacă pui la un loc două sau trei unități de învățământ cu rezultate slabe, vei crea o unitate de învățământ cu rezultate excepționale. Nu. Trebuie umblat foarte, foarte mult și la actul educațional și eu mai vin cu o propunere. Poate cineva la București ne va auzi. Atât timp cât contractul de management al directorului este pe 4 ani de zile, da? Dă-i posibilitatea, împreună cu Consiliul de Administrație, cu reprezentanții Inspectoratului Școlar, ca angajările să le facă ei, să le facă reprezentanții unităților de învățământ, nu Inspectoratul Școlar. Cele 5 licee tehnologice din Târgu Jiu au între 400 și peste 900 de elevi.